În anul 1973, în municipiul Hunedoara, spuneau da în fața ofițerului de stare civilă circa 700 de cupluri. Astăzi, la 50 de ani distanță, au fost sărbătorite doar 109. Astfel că după jumătate de secol de conviețuire, 218 hunedoreni care au găsit rețeta succesului pentru relația lor au fost împreună, fiind și premiați de către administrația locală din Hunedoara. Fiecare cuplu a primit din partea municipalității suma de 800 de lei, însoțită de câte un buchet de flori, o diplomă și de felicitările sincere din partea reprezentanților Direcției de Asistență Socială și ai Primăriei Hunedoara. În municipiul Hunedoara, în 1973, acum 50 de ani, am înțeles că aproximativ vreo 700 de cupluri și-au unit destinul. Iar aici au fost prezente doar 109. Vă dați seama cât a însemnat pentru acești oameni, pentru aceste 109 persoane, aniversarea. Deci, un procent destul de mic ajung să-și aniverseze această frumoasă căsătorie a 50 de ani. Este un eveniment plin de bucurie și fericire atât pentru sărbătoriți cât și pentru noi cei care îi sărbătorim. Ne înclinăm în fața deșilor cu respect și le spunem în continuare la mulți ani, o căsnicie plină de bucurii și multe împliniri în continuare. O frumoasă vârstă împlinită chiar astăzi, 50 de ani de căsnicie. Da, da, ne-am luat după Nichita Stănescu, care spunea, nu, că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și așa că, cu chiu cu vai, am ajuns și noi până aici. Dar mai mergem și mai departe. Care e secretul să ajungi la 50 de ani de căsnicie? Înțelegerea. Cea mai bun, dacă este înțelegere într-o familie, merge tot înainte. Mai lăsăm și unul și altul și mergem înainte. Și noi vă urăm aceleași lucruri care mi s-a întâmplat nouă să se întâmple la toată lumea. Să fie lumea fericită. Faptul că soțul meu foarte mult și-a dorit iubirea asta și și-a dorit și-a iubit foarte mult fetița, atunci el a fost cel care a avut cea mai mare răbdare cu noi. Și cu mine și cu fetița. Lângă dumneavoastră e soțul. Bună ziua! 50 de ani de căsnicie. Am auzit-o pe doamna când a spus că e nevoie de răbdare. Sunteți foarte răbdător. Da, și ascultător. Da. Da. Ce înseamnă să fii ascultător 50 de ani? Păi să execuți ce se comandă. Cine a comandat în cei 50 de ani? Șeful. Cine e șeful? Șeful. Da. Da, soția. Da, așa. Eu am putut comanda drepte și el o ascultă. Am ajuns la această vârstă și această împlinire de 50 de ani de căsătorie cu multă satisfacție, multe bucurii, care alții, unii dintre noi sunt aici. Ne revedem o mulțime de hunedoreni aici care ne cunoaștem de o viață și unii și alții au plecat mai departe, nu se mai întorc. Ne bucurăm, dorim tuturor organizatorilor, tuturor persoanelor care sunt aici, viață lungă, multă sănătate. Este iubirea la baza familiei, la baza căsniciei, cu bune și cu rele, și să ne înțelegem și să ne înțelegem unul pe altul. Noi avem 52, dar am stat 2 ani în probă de lucru. În proba de lucru avem un copil și după aia ne-am hotărât să spun eu da și am mai făcut încă 2. Copii. Și suntem fericiți. Dacă ar fi să mă iau de la început, aș mai spune odată da. Dar tot cu el. Când muzica a pornit, mare parte dintre cuplurile de aur au purces la joc, bucurându-se de atmosferă, de faptul că sunt împreună și că pot sărbători 50 de ani de căsătorie la oaltă.